cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele de investiții privind îmbunătățirea infrastructurii educaționale în municipiul Călăraș, Comuna Modelu, Comuna Dragoș Vodă și orașul Fundule. La eveniment au fost prezenți reprezentanții autorității locale alături de conducerea ADR Sud-Muntenia. Astfel, prin finanțare regio, va fi reabilitată termic școala gimnazială Tudor Vladimirescu din municipiul Călăraș, la Dragoș Vodă și Fundulea se vor investi banii în grădinițe, iar la Modelu se va investi în îmbunătățirea condițiilor educaționale din școala gimnazială numărul 2. Mulțumesc mult că ați acceptat invitații noastre, atât viitorilor beneficiari de finanțări europene, dar și dumneavoastră reprezentanții mass media din Călăraș. Este un eveniment important pe care am dorit să-l realizăm împreună cu dumneavoastră, în sensul că astăzi vom semna 4 contracte din cadrul programului operațional regional, AXA 10, în Călăraș și, de fapt, 3 în AXA 10, Fundulea, Modelul și Dragoș Vodă, și un proiect în axa 3 de creștere a eficienței energetice în municipiul Călăraș. Sunt proiecte importante care vor asigura condiții mai bune pentru elevii din cele 4 localități. În total, aceste 4 contracte însumează 22 de milioane de lei. Avem 2 școli, o grădiniță, grădinița este la Fundulea, și școala Tudor Vladimirescu, fosta 11 în Călăraș. Evident că dacă este să mă refer la AXA 10, dacă pentru AXA 3 am mai avut proiecte semnate în cadrul județului, AXA 10, practic, sunt primele proiecte pe care le semnăm. După cum știți, AXA 10 a avut o solicitare destul de însemnată la nivelul regiunii. Nu toate județele au prins proiecte în această axă. Călărașul este unul dintre ele și vreau să-i felicit și pe primarii din Modelu și din Dragoș Vodă pentru faptul că au depus repede, fiindcă, dacă vă aduceți aminte, la AXA 10 a contat foarte mult și momentul depunerii, nu numai calitatea documentației depuse. Despre cele 3 proiecte, fiindcă domnul primar Dorobanțu își cere scuze că a intervenit ceva și n-a putut ajunge la întâlnirea de la ora 11, urmând să vină mai târziu. O să-i... Sunt convins că domnul primar, domnul administrator al municipiului, vă pot da mai multe amănunte. Încă o dată vreau să-l felicit și să le urez succes în implementarea acestor proiecte. Evident că așa cum spunem noi de fiecare dată, practic am ajuns la jumătatea aia mai simplă a drumului. Fiindcă realizarea proiectului cu tot ceea ce ține de achiziții, de raportări, este o provocare cel puțin la fel de mare ca cea pentru a scrie acest proiect. Vreau să vă spun că în cadrul axei 3, în cadrul axei 10, în județul Călăraș, mai avem câteva proiecte. Ele sunt în rezervă și sperăm noi să identificăm sume pentru a le finanța și pe ele. Este vorba de școala grădinița de la Grădiștea, care este în contractare. Apoi mai avem, chiar spuneau aici, municipiul Oltenița, școala gimnazială profesor Lucian Pavel, Valea Argovei, Lecliu, școala numărul 1 din Gurbănești, liceul Eminescu, corpul al doilea, tot de școală.
Cordoșcoală. Cordoșcoală este verificarea suspendată. Deci sunt, sunt mai multe proiecte. În total, până în momentul de față, din cele 7 miliarde sau din cele peste 1100 de proiecte depuse în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, proiectele depuse în județul Călăraș însumează o valoare de peste 560 de milioane de lei. Unele dintre ele sunt deja contractate și în derularea operațiunilor de achiziții. Unele abia semnate și unele care sperăm noi cât mai repede să fie semnate. Să identificăm sume pentru a le finanța. În ceea ce privește axa 10, a avut o solicitare de aproape 750% la nivelul regiunii noastre și sperăm ca un număr cât mai mare din aceste proiecte să fie finanțate. Dacă vă aduceți aminte, pe programul anterior, dacă nu îmi fac eu datoria să vă spun, pe programul anterior, Călărașul nu a avut practic depusă nicio școală, județul Călăraș, ceea ce înseamnă un progres. Într-adevăr, au venit proiectele preluate, proiecte nefinalizate, așa se nefinalizate. Am avut școala sau liceul de Alechiu, ce am finanțat ceva la fel. Nu la Alechiu, la fundul am văzut. Tot la fundul. Dar, practic, proiecte nu au fost depuse niciun. Iată un pas înainte pe care administrația din administrația călărășeană. Încă o dată, felicitări domnilor, dacă aveți ceva de transmis reprezentanților mass media, dacă nu... Bună ziua! Acesta este al treilea proiect pe care municipiul Călăraș îl semnează pentru eficiență energetică. Este școala Tudor Vladimirescu și avem Țara Copilăriei și Liceul Mihai Eminescu. Totodată vreau să vă spun că acest proiect, municipiul Călăraș, trece pragul de 10 milioane de euro, contracte semnate de finanțare pe fonduri europene. Vreau să mulțumesc colectivului din primărie, alături de care am lucrat pentru aceste proiecte. Sunt încrezător că vom semna și pe axa 4 de mobilitate urbană proiecte care vor schimba fața orașului Călăraș și vreau să mulțumesc și ADR-ului pentru sprijinul acordat. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamne primar! Bună ziua! Țin să mulțumesc în primul rând ADR-ului pentru sprijinul acordat. Este al doilea proiect în Comuna Modelul. Am avut școala numărul 1. Acum urmează școala numărul 2. Mulțumiri firmei de consultanță care a fost cea care s-a mișcat repede la întocmirea documentelor și mergem înainte, înainte de Dumnezeu, să și derulăm aceste proiecte, să le finalizăm așa cum trebuie, pentru că sunt binevenite pentru o viață mai bună a copiilor din localitate. Mulțumesc încă o dată ADR-ul pentru sprijinul acordat. Domnule primar. Bună ziua. Numele meu este Ioana Ovre. Sunt primarul Comunei Noi Vojvodă. Țin să mulțumesc în primul rând ADR-ului, firmei de proiectare. Suntem foarte, foarte bucuroși că putem să avem și noi o grădință în Dragoș Vodă. Comuna Dragoș Vodă nu are grădință. Avem grădință în satele Sopoarele și Bogdana. Grădința din Dragoș Vodă funcționează în fostul camin cultural. Niște spații insalubre și chiar la un moment dat îmi pierduse în speranța că putem să mai facem această grădință. Este un proiect, pot să-i spunem, nebunesc. Și chiar vreau să mă laud puțin și cu firma de consultanță. Chiar am găsit niște băieți care s-au coborât la mintea mea și am făcut ceva ce nu există în România. O să vă invit să vedeți cum arată această grădință. Nu există în România. Pentru asta chiar mă laud și fericit. Mulțumesc ADR-ului și așteptăm să ne cheme să semnăm și contractul cu școala. Putem să ne vedem și cu această școală, arată ca un mor această școală. Vă mulțumesc și aștept să ne chemați să semnăm și contractul. Haideți să semnăm și
Dacă mai aveți întrebări, suntem încă. Deja a acordat bani pentru reparația de urgență. Și asta e întrebarea. Când o să aveți ca prioritate și lucrurile importante în Bucălăraș?
Deci primăria Călăraș, ca să îți răspund la ultima observație, are în vedere toate lucrurile importante care se întâmplă în municipiu. Iar în ceea ce privește școala numărul 1, s-au dat bani pentru o reparație de urgență la acoperiș, s-a emis o autorizație, fiind chiar un moment istoric, am așteptat ca să se scoată avizul de la Ministerul Culturii, s-a scos avizul și acum urmează ca școala să demareze lucrările de reparații pe autorizația care este emisă. Ieri am vorbit cu doamna directoare și urmează ca ceea ce ține de acoperiș de reparațiile de urgență să poate face în acest regim. În ulterior, va trebui ca să finanțăm o expertiză tehnică a clădirii și să vedem atunci ce fonduri vor trebui pentru reabilitarea completă a acestei instituții, care este monument istoric, și noi sperăm ca să finanțăm cât putem și poate găsim și surse europene să facem acel monument istoric. Întrebare pentru domnul director. Domnul director, știu că ați finanțat reabilitarea și restaurarea multor monumente în regiunea Sud-Muntenia. Există linie de finanțare? A existat până acum linie de finanțare? În momentul de față este închisă această linie de finanțare. Atenție, vorbim de monumente în contextul introducerilor în circuitul turistic. Da, numai atât. Deci, din păcate, programul operațional regional acest lucru finanțează. Monument de sine. Primăria Călăraș are cu această axă poșta veche, reabilitează cu această axă poșta. Dar da, noi sperăm ca până la sfârșitul septembrie a fost primul contract semnat. Dar având în vedere că e și școală, ca școală tot aici trebuia să vină. În axa 10. Deci nu în axa de monument. Da, e absolut. Există soluții, domnul. Și n-am făcut-o ca un atac. Trebuie toți prin orașul ăsta să fim conștient că școala 1 este un monument mai valoros și mai vechi decât prefectura. Cred că v-am răspuns. Da. Eu știu și am și discutat. Da. Dar dacă nu aducem în discuție subiectul ăsta, fără atac la nicio persoană. Da. Să nu vă supărați. Dar în asta 10, dacă îmi permite să intervin, se finanțau clădirile care erau monument istoric. Deci nu o să fie. Dacă 10 nu puteau fi reabilitate, clădirile monumente istorice. Clar, la școli mai sunt probleme? La școli, în municipiu, mai aveți probleme? Păi, în funcție de solicitările făcute de fiecare școală, s-au alocat bani pentru reparații în regim de urgență, acolo unde este necesar. La școala 5 reparăm în instalația termică, sunt, toate școlile sunt în vedere, pe o perioadă de vacanțe. La școala 9 aveau probleme cu sala de sport. Atunci, nu le știu, că nu știu efectiv, dar știu că s-au alocat bani când am lucrat la buget, știu că am discutat cu toți viceprimarii, domnul primar, și s-au alocat bani acolo unde a fost solicitări. Ar trebui să aflec ceva dată despre un proiect. Despre fiecare proiect în parte, fiecare se prezintă un pic. Ca să vă lămuriți mai exact, să avem domnul consultant și să dă toate detalii. Începem cu modelul. Ce presupune proiectul și ce valoare are? Bună ziua! Proiectul de la modelul presupune reabilitarea școlii Mănutoi, extinderea cu sala de sport, grupul sanitar, laboratoare, dotarea acestora. Deci obiective specifice. Reabilitarea 7 săli de clasă și a 3 laboratoare complet utilate, extinderea sălii de sport, cum a spus domnul consultant, scăderea ratei de repetenție și așa mai departe. Indicator 355 de persoane, care de ele, practic, care pot beneficia. Valoarea totală a contractului este de finanțare de 10,12 milioane de lei, din care cofinanțarea eligibilă a beneficiarului de 202.000 de lei. Și perioada de implementare? Perioada de implementare este până la sfârșitul anului 2021, 31-12-2021. Bine, el inițial a avut 70 de luni, ca așa se puneau, de când îl depui, când îl faci, dar asta se întâmpla în 2016, când a fost realizat proiectul.
Deci, practic, în 2 ani și jumătate va trebui să finalizeze. Execuția are durată de 24 de luni. La Dragoș Vodă, construcție nouă, ce va deservi activitatea educațională pentru cei 60 de copii înscriși în învățământul preuniversitar, amenajarea unui număr de 3 săli de grupe pentru grădiniță și a celorlalte spații propuse prin proiect, creșterea anuală cu 2% a numărului de copii. În total vor beneficia 60 de copilași din comuna Dragoș Vodă. Valoarea totală a proiectului este de 3,46 milioane de lei, din care beneficiarul va trebui să vină cu o contribuție de aproape 43 de mii de lei. Burdulea, realizarea unei construcții ce va găzdui grădinița program prelungit numărul 2, dotarea și crearea de facilități pentru îmbunătățirea procesului educativ din cadrul grădiniței, dezvoltarea infrastructurii educaționale. 80 de copii vor beneficia de aceste de această grădiniță, inclusiv scrie aici persoane cu dizabilități. Durata de implementare este tot așa, se va finaliza proiectul pe 31 august 2021. Inițial el a avut o durată de 42 de luni, evident că aceasta va fi comprimată. Toate proiectele trebuie finalizate în 2023. Dar noi sperăm că aia se finalizeze cât mai repede. Valoarea de la Fundulea este de 4,7 milioane de lei, valoarea totală, din care beneficiarul trebuie să vină cu o contribuție de 57,2 de lei. Acesta. Deci valoarea proiectului la Căraș este de aproximativ 1.980.000. Are o durată de implementare de 55 de luni și cuprinde anveloparea clădirii și îmbunătățirea consumurilor energetice, atât pe partea electrică, schimbare în corpul de iluminat și ce mai instalație electrică, cât și îmbunătățirea o parte de eficiență energetică, reducerea consumului de gaze prin pompe de căldură. Va fi reabilitată toată clădirea școlii. Domnul administrator, în momentul în care ați spus că municipiul Călăraș a depășit pragul de 10 milioane de euro, la ce v-ați referit? La toate proiectele accesate de... La toate proiectele pentru care avem contracte de finanțare care sunt în implementare. Deci acesta este... Pe toate programele. Asta vă puteți. Deci cele care sunt în implementare în momentul de față, de 10 milioane. Da, da. Dacă mai este întrebări? Nu? Bine, atunci felicitări, succes în implementare, succes. La nivelul județului Călăraș au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 116 aplicații, având o valoare solicitată de peste 990 milioane de lei. Pentru axa prioritară 10 sunt depuse pentru finanțare 11 proiecte, prin care sunt solicitate fonduri cu o valoare de peste 53 de milioane de lei. În timp ce 16 proiecte din cadrul axei prioritare 3, prioritare de investiție 3.1b, solicită fonduri de peste 65 de milioane de lei.